Acum un an și jumătate am suportat o intervenție chirurgicală complicată la un picior și pentru că mobilitatea mea s-a redus substanțial, în urma operației mi-a fost acordat gradul 1 de dizabilitate pentru un an. În ultima vreme m-am simțit rău. Am fost internată la tratament la un spital din capitală. Iar la externare, medicii mi-au spus că n-am voie să fac niciun efort fizic și nici să mă întorc la muncă, deoarece starea mea de sănătate nu s-a îmbunătățit. Recent, gradul de dizabilitate a expirat și a trebuit să reînnoiesc actele. Cei de la structura teritorială mi-au spus că rezultatele nu sunt într-atât de rele și că nu-i nimic strașnic dacă șchiopătez o leacă. De aceea e posibil să mi se stabilească gradul 3 de dizabilitate și să-mi caut de lucru. Atitudinea m-a întristat tare. Speram că atât timp cât nu pot munci să primesc măcar pensie, un pic mai mare ca să am din ce trăi. Mă gândeam cum să mă descurc. Mi s-a spus că putem rezolva cumva, dacă tare vreau. Atunci mi-am amintit că am o cunoștință care plătește în tot anul ca să aibă grad de dizabilitate, chiar dacă nu are probleme de sănătate, și am înțeles că mi se cer bani. Am întrebat cât și mi s-a spus o sumă frumușică. Desigur, nu intenționez să dau bani nimănui. Sănătate n-am, dar demnitate da. Cine mă poate ajuta să-mi fac dreptate? În anul 2018, cadrul legal cu privire la determinarea dizabilității a fost revizuit, fiind modificate aspecte ce țin de procedura de stabilire a gradelor de dizabilitate. Prezența cetățenilor la procedura de stabilire a gradului de dizabilitate nu mai este obligatorie, dar persoanele au dreptul să fie prezente la determinarea dizabilității. Pentru a asigura corectitudinea deciziei cu privire la încadrarea în gradul de dizabilitate, activează serviciul de control al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. Acesta evaluează dosarele și deciziile emise de echipele de experți, analizează sesizările din partea autorităților și cetățenilor cu referire la presupusele nereguli, contestațiile privind gradul de dizabilitate stabilit. Cazurile în care persoanelor li se solicită bani pentru a influența stabilirea gradului de dizabilitate de către reprezentanții structurilor Consiliului sau alți actori responsabili, inclusiv cele de luare sau dare de mită, corupere activă sau pasivă, trebuie sesizate apelând. Linia verde a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 022-21-1300, ce activează în intervalul orelor 8:00-16:00 de luni până vineri. Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 08-001-0808. Apelul este gratuit și disponibil 24 din 24. Nu tolera corupția. Denunță manifestările de corupție la Linia Națională Anticorupție 0800 5 de 5.